Ești frustrat că nu sunt mai mult de 24 de ore într-o zi. Te simți mereu copleșit de numărul de proiecte de pe lista ta de sarcini. Te săturat să fii mereu obosit în alergarea și iureșul vieții, că nu petreci suficient timp în lucrurile care îți plac sau în familie. Probabil că cei mai mulți oameni simt această presiune și au parte de această provocare. Vestea bună de astăzi în doza de speranță este că Biblia ne poate ajuta să gestionăm mai bine timpul. Managementul timpului este o mare problemă pentru fiecare din noi. Suntem aglomerați și obosiți. Putem să facem un echilibru între ceea ce înseamnă muncă și responsabilități și timpul petrecut de calitate împreună cu cei dragi. Două exemple în ceea ce înseamnă folosirea timpului în înțelepciunea care vine de sus. Le regăsim în viața Domnului Iisus Hristos. Evangeliștii ne spun mereu că Domnul petrecea timp singur de parte de ucenici, de mulțimi, era timpul lui în care se încărca, din punct de vedere spiritual, în relația aceasta pe care o petrecea cu tatăl. De asemenea, când se retrăgea să fie singur, era timpul acela în care reevalua toate lucrurile importante pe care trebuia să le facă. Pe de altă parte, era mereu pe drumuri, aglomerat, muncind, iar echilibrul pe care l-a păstrat a fost unul demn de urmat. Așa că Poate că avem nevoie să învățăm să fim și singuri, să ne retragem de tot zgomotul lumii acestea și să facem cu toată puterea lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat să le facem. Așa că, din partea mea, îți doresc să ai parte de un timp binecuvântat și un echilibru între cele două mari extreme.